Anfield. Sigur, este un derby, un astfel de meci nu există niciun, nu există favorit. Eu am trăit astfel de meciuri, am trăit. Dar singurul nostru avantaj este terenul propriu, suporterii, care vor fi unul foarte mare, sper. Și le promit că vom da tot pe teren ca să obținem cele trei. Da, și la fel, eu, e un derby. Așteaptă un meci foarte greu, pentru că nu contează ce loc suntem noi și ce loc suntem. Dar trebuie să dăm trei puncte, ce mai important, și ca mine și câștigăm. Da, întrebări? Vali, ți se pare un derby mai adevărat Timișoara Arad decât cele Inter Bucureștene între ele? E primul meu derby. Eu am văzut la televizor ce se întâmplă la un astfel de meci. Sigur, și în București, derbiul Rapid Steaua, Steaua Dinamo. Pentru noi, important, sunt cele trei puncte. Ce ți-a povestit colegii care au mai trei derbiuri poliu despre meci? Sigur, sunt un meci foarte greu. Rivalitatea între suporteri. Banii trebuie să fie neapărat. Obiectivul nostru, participare cu UEFA, trebuie să realizăm. De când ai venit la Timișoara, ai jucat pe mai multe posturi, ții în comod? Nu, am jucat pe două posturi și am jucat pentru că Borbeli era bolnav și antrenorul m-a zis dacă pot să joc, am zis că joc, nu este niciun fel de problem. Dar eu mă simt mai bine în partea de acolo. Deci mulțumim de ce ai realizat până acum, în plan personal, la echipă, la Timișoara. Mulțumim.